cum e lucrul cu copiii? Ai mai avut ocazia să filmezi în preajma lor? Da, am lucrat cu copii. Sora mea e mai mică cu 10 ani, deci a trebuit tot timpul să găsesc metode de a ajunge la copii mai mici decât copii. Am făcut și tot felul de cursuri cu copii, sunt obișnuită cu ei. Mă pasionează copiii, dacă nu sunt ai mei. Și îmi place să cresc copiii altora, în general. Am foarte multă răbdare, asta cred că e a tu. Dar un copil al meu, mi-e frică deocamdată. N-am prea mult timp de gândire, am 37 de ani, în curând 40. Mulți înainte. Mersi. Deci ar trebui să iau o decizie rapid, dar nu. Toate la timpul lor, să nu forțăm lucrurile. Spune-mi, ce te-a determinat să alegi această profesie? Wow! A fost aproape o întâmplare. Eu îmi doream să mă fac profesoară de limba română. Mă pregăteam pentru asta. Numai că a venit, stăteam în Brăila, eu am terminat liceul de artă din Brăila și o actriță de la Teatrul Maria Piloti de acolo a venit că vrea să facă o piesă cu noi, cei care eram clasa 12-a. Ne-au luat acolo, a fost primul contact la modul ăsta cu teatru, stând în teatru, repetând acolo și în ultimele 4 luni din clasa 12 am hotărât că vreau să fac actorie și asta am făcut. Am intrat din prima, Doamne ajută, da, și e cea mai bună alegere. De câte ori mi s-a întâmplat în viață să mă întreb dacă sunt făcută pentru asta sau dacă trebuie să fac asta, că na, sunt multe momente grele, multe momente dificile. Foarte rapid mi-a venit și răspunsul, foarte rapid, ba chiar prin oameni care mi-au zis, tu ești, în momentul în care eram plânsă și voiam să renunț, te-am văzut aseară în, iar jale și plâns și am zis, mamă, ăsta-i semn, nu trebuie să te lași. În momentele critice mi-a apărut câte cineva care mi-a schimbat, m-a întors către mine și mi-a spus, ba da, e bine, rămâi aici. Și e clar că e menirea ta. Așa cred, așa simt, prin toți porii. Mult succes în continuare. Mulțumesc din suflet, mulțumesc.